Fii atent. Mă uitam dimineață la un vlog al lui Robert Niță, care era un junior la Steaua în momentul în care tu erai acolo. Știi povestea? Știi, ți-au povestit prietenii ce a povestit pe vlog sau știi episodul? Da, mi-au povestit prietenii. Hai să le spunem și oamenilor ca să nu vorbim doar noi doi așa, ca un secret al nostru. A povestit Robert Niță pe un vlog de-al lui acum vreo lună că era la Steaua un copil. Practic el era pus să și care echipamentul, fiind un junior, a venit de la... Era un copil, practic, alături de bărbații din lotul de seniori al Stelei. Și că stătea în cameră cu tine, în cantonament la Norcia, iar tu, care erai foarte îndrăgostit, povestește în momentul respectiv, vorbeai la telefon cu iubita ta și când vorbeai la telefon cu iubita ta, îl dădeai afară din cameră pe Robert Niță, care săracul stătea pe hol, povestește că era rușine să meargă în recepție, să nu-l vadă lumea, să nu-l întrebe. Și pe hol, stând cameră perete în perete cu Ilie Stan și Ioan Viorel, îl găsește Ilie Stan, care îi spune: ce cauți aici? Păi ce m-a dat afară Bogdan Bucur că vorbește cu iubii la telefon. Păi ce, vină la noi în cameră. Și mă rog, în timp ce era în cameră la cei doi, au venit și alți seniori din lot și au început să râdă când li s-a povestit. Robert Niță le-a povestit că tu vorbești cu iubii și l-ai dat afară din cameră. După care la antrenament, evident, au început glumele pe seama ta, iar tu, de frustrare, i-ai dat una după cablul Robert Niță la un exercițiu. Povestește și ce am sărit vreo 2 metri după ce mi-a dat una peste cap. E adevărată povestea sau e coafată? Da, cred că este adevărată. Nu știu așa că i-am dat una peste cap că am sărit 2 metri, dar era o palmă prietenească, că vorbise ce nu trebuie. Oricum, trebuia să treacă și el prin ce am trecut eu când eram copil la Dinamo. Că și nu au ni se mai întâmplat să cărăm mingile, să cărăm cafeaua când veneam din străinătate, să cărăm bagajele. Deci celebrele boxuri de cafea pe care le luau jucătorii seniori erau cărate de voi la autocar. Întotdeauna tinerii erau cei care trebuiau să facă lucrurile astea. Păi înțelegeam să care bagajele, nu știu, cu echipament, cu mingi, dar aia era marfa de contrabandă pe care o aduceau în țară fotbaliștii. Da, așa era sistemul în momentul respectiv și noi eram copii și trebuia să facem ce ne spuneau cei mai cu experiență, pentru că dacă nu, chiar ne luam palme peste ceafă.